Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre elixirul tinereții. Sunt unele alimente care, datorită nivelului ridicat de vitamine și minerale pe care le conțin, poartă denumirea de superalimente. Există însă o substanță care este considerată un hiperaliment, deoarece are o compoziție nutritivă excepțională. Să vedem în continuare despre ce este vorba. Hiperalimentul care ne asigură toți nutrienții de care avem nevoie este hrana demnă de origină, numit și elixirul tinereții. Acest hiperaliment este lăptișorul de macă, cel mai complet și cel mai puternic aliment cunoscut omului modern. Lăptișorul de macă este o substanță vâscoasă secretată de albinele lucrătoare prin glandele hipofaringiene. Chiar dacă nu este produs de macă, este destinat acesteia ca hrană. Regina este hrănită doar cu lăptișor încă din stadiul de ou, larvă și ulterior pe întreg parcursul vieții sale. Lăptișorul are un gust acrișor, aspect perlat și este de culoare alb-gălbui. Acesta se consumă altfel decât celelalte produse apicole, se ține sub limbă până la dizolvare. Compoziția nutritivă a lăptișorului este atât de complexă încât specialiștii nu au putut identifica nici până în ziua de azi toate substanțele hrănitoare pe care acesta le conține. Această compoziție recomandă lăptișorul de macă pentru buna funcționare a întregului organism, dar și ca remediu natural pentru prevenția mai multor afecțiuni. Unele studii de specialitate au demonstrat faptul că lăptișorul de macă reprezintă singura sursă de acid 10-HDA de pe pământ. Acidul 10-HDA este un ingredient activ al lăptișorului ce conferă, alături de alte substanțe, proprietăți antibacteriene, antifungice și antivirale puternice. Substanța 10-HDA face parte din categoria acizilor grași nesaturați și mai multe studii științifice au arătat că poate contribui la creșterea longevității și favorizează regenerarea celulară și multiplicarea celulelor STEM. Din această cauză, lăptișorul de macă pur este cel mai concentrat produs al stupului. Are efecte terapeutice puternice chiar și atunci când este consumat în cantități foarte mici. De asemenea, acesta conține toate vitaminele din complexul B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 și B12, dar și nutrienți precum. Vitamina A, D, C, E și K. Antioxidanți. 17 aminoacizii, dintre care 8 acizi esențiali pe care organismul uman nu îi poate produce. O serie de minerale, cum ar fi potasiu, calciu, sodiu, zinc, fier, cupru, mangan, magneziu și fosfor. Proteine într-un procent de 12%-15% la suta. Lipide, glucide, grăsimi, enzime, hormoni și lista cu siguranță poate continua. Se recomandă utilizarea lăptișorului de macă pentru acțiunile sale antiinflamatoare favorizează diminuarea inflamațiilor și a stresului oxidativ. Antibacteriene grăbesc vindecarea rănilor. Antioxidante Antilipidice luptă cu depunerile de colesterol pe vase și de protecție cardiovasculară. Energizante și de creștere a longevității. Imunostimulatoare sporește puterea de apărare a organismului. Antianemice Antidiabetice reduce nivelul de colesterol din sânge, de îmbunătățirea memoriei, prevenția bolilor neurodegenerative, în special Alzheimer. De susținerea sistemului osos, creșterea puterii de absorpție a calciului de către organism. De menținerea sănătății și frumuseții pielii, stimularea producției de colagen. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai like și să te abonezi la canal!